Vești bune pentru pășcănenii de la bloc care vor să-și facă branșamente individuale la apă. Taxa de avizare de 240 de lei va fi achitată doar o singură dată pentru întreaga scara blocului, nu de fiecare locatar în parte, așa cum era până acum. Prin această măsură, Apa Vital vine în întâmpinarea celor care vor să încheie contracte și să-și achite consumurile de apă, dar nu reușesc să o facă prin intermediul asociațiilor de proprietari sau a reprezentanților de scară. Măsura a fost luată la solicitarea pășcănenilor transmisă prin intermediul televiziunii TV. Facilitatea este valabilă doar dacă lucrările vor fi executate prin intermediul regiei locale de termoficare. Taxa de avizare va fi plătită de către REAGCL și va fi recuperată de la locatari. Rămâne în sarcina fiecărui locatar plata taxei de sigilare a apometrelor de 81 de lei. Pentru branșamentele individuale, locatarii trebuie să mai achite de această dată la primăria Pașcani câte 10 lei pentru autorizația de branșament și până la 12 lei pentru eliberarea unui certificat de urbanism. Scandalul continuă la Pașcani. La două zile după mitingul anti-Apa Vital, sute de locatari de la blocuri au rămas din nou fără apă la rubinete. În cursul zilei de astăzi, operatorul Leșan a debranșat toate scările de la blocul Moldova, acolo unde au mai fost închise apa acum câteva săptămâni de zile, pe motiv că locatarii refuză să încheie contracte de furnizare și nu și-au achitat consumul de un an de zile. La acea vreme, militanții anti-Apa Vital au intrat cu forța în stațiile de pompare și au dat drumul apă în mod ilegal. De această dată, întreruperea a fost făcută chiar de la centrala termică, pe motiv că echipamentele de măsură care trebuie verificate. În cursul zilei de astăzi am fost anunțați de doamna inginer Crăciun, șefa de secție de la exploatare centrale termice, că în interiorul centralei CT5 angajați ai societății Apa Vital au ridicat un contor de apă rece de pe distribuitorul din centrală, de pe ramura care alimentează grupul de blocuri Moldova și unul de pe strada Moldovei. Motivația celor angajaților la Apa Vital a fost că acest contor trebuie verificat. Am început să primim telefoane de la cetățeni pentru lămuriri. Am sunat și noi la cei de la Apa Vital să ne lămurească asupra acestui aspect. Ei ne-au asigurat că în decurs de oră vor monta la loc un alt contor verificat metrologic. Oamenii sunt disperați că au rămas din nou fără apă. Asta după ce orice încercare din partea unor locatari de a rezolva această problemă a fost înnăbușită de militanții anti-Apa Vital. Unii au vrut să-și facă branșamente individuale, alții să-și desemneze un reprezentant de scară, dar nu au putut din cauza celorlalți vecini. Oștii, când a venit eu acasă, nu era apă. Apa era oprită și locatarii, spun și domnul Vici, s-a intrat în centrala termică și s-a scos de acolo un apometru. S-a scos un apometru reprezentant de la Apa Vital și a plecat în fugă. Atât știm. Salariatul de la Apa Vital a spus, apa a fost oprită din motivul că pierdea la o garnitură. Uitați-vă, motiv acum. Și spune, auziți, apa este deci. Deci domnul director Nedelcu, care a făcut afirmația și pentru domnul profesor Radu și mie personal, că s-a demontat apometru pentru verificare metrologică și nu se mai ce minte. Timpul apometru luat pentru verificare metrologică și durează 2 ore și să montez dotarea. Nu este, îți închipui ce regie fac ăștia, că ne bagă la mijloc, să așa. Acum fac verificare metrologică. Prima dată nu știa, pe urmă știe când i-am pomenit de Crăciun, că așa se spune, că asta lucrează în spatele lui, nu știu, și acum fac... Noi o să mergem pe plângere penală ca să nu-și mai bată joc de legile României, de oameni, de așa, și o să-i ancheteze. De această dată, apa a fost întreruptă și la scara unde locuiește protestatarul care la mitingul de duminică i-a îndemnat pe oameni să intre cu forța pe domeniul public și să deschidă robinetele în mod ilegal acolo unde este închisă apa. Este vorba despre profesorul Ion Radu, cel care face eforturi să-i convingă pe pășcăneni să nu-și achite consumurile la apă pe motiv că nu ar fi obligat să le achite în lipsa unui contract și nici să semneze un astfel de document cu Apa Vital. El invocă o ordonanță care în acest caz nu se aplică. Nu sunteți obligați să plătiți consumul de apă decât atunci când aveți un contract cu un operator. Și e, nu știu cum să spun altfel. Deci cel care nu are contract nu plătește. Este sancționat de statul român prin ordonanța de urgență a guvernului să nu plătească. Este scutit, este negru pe alb.
De ce mai întrebați cui plătiți? A, dacă vreți să plătiți, duceți-vă. Au fost soluții, puneți-le un plic în poartă, treaba dumneavoastră, banul dumneavoastră. Prin lege nu sunteți obligați, sunteți protejați de lege. Odată cu închiderea apei la scările unde nu sunt contracte de furnizare, a fost întreruptă furnizarea și la blocul U13, precum și la scara A de la blocul Moldova, acolo unde locatarii și-au rezolvat problemele. Din acest motiv, în cursul zilei de astăzi, ordinul de debranșare va fi anulat, iar regia locală de termoficare a fost anunțată că vor fi executate lucrări în centrala termică. Bănuim că motivul principal, și după cum știm, la blocul Moldova, scara D și scara C, este o plângere penală pentru debranșarea ilegală și vor să fie siguri că acel contor de pe ramură are verificarea metrologică făcută. Reprezentanții APA Vital susțin că nu vor renunța la astfel de măsuri și că se caută alte soluții pentru debranșarea blocului Moldova până când locatarii vor încheia contracte de distribuție. Menționăm că tot în cursul zilei de astăzi au rămas fără apă locatarii de la blocul B23, dar a fost reluată furnizarea la blocul P4. Situație inedită în emisiunea Pulsul Zilei de luni seara. Toți cei trei realizatori TV Bit au pus la zid conducerea primăriei și Consiliul Local al municipiului Pașcani pentru lipsa de implicare reală în problema apei din localitate, fapt ce a dus la organizarea unui meeting duminică seara în centrul municipiului. Eu am tot spus de nici nu mai țin minte câte săptămâni încoace, cu dedicație, din nou, rămân constantă conducerii primăriei. Și nu mă refer doar la situația legată de apa vital, ci la multe alte situații din municipiu. Pentru lipsa de răspunsuri clare, uite că ele au fost date doar atunci când ele au fost solicitate cu insistență, când oamenii au ieșit în stradă ca să pună aceleași întrebări. Îmi cer scuze față de colegi, dar aș vrea să insist aici cu o chestiune. Eu mă așteptam ca primarul și consilierii locali, după acest meeting, da, să fie convocați în ședință de îndată. Am mai spus-o. Ce am avut duminică? Meeting. Și ce avem pe meeting-ul respectiv, pe proclamație? 7 solicitări. Prieteni, la masă, la treabă. Claudiu Timof te-a oferit bile negre în plus și celor care manipulează cetățenii folosind chestiunea apei de la Pașcani pentru propriile interese personale sau politice și bun piedică celor care încearcă să-și rezolve problemele independent prin branșamente individuale. Bile negre celor care pun piedici, celor care manipulează, celor care spun mincinoși, arată cu degetul spre ceilalți și spun că spuneți minciuni, dar să știți dumneavoastră când arătați cu degetul așa spre celălalt, un deget arată spre celălalt, 4 degete se întorc spre dumneavoastră sau 3 cel puțin, de 3 ori mai mult este minciuna în gura celor care spun că... Și consilierul Marius Pintilie a primit o bilă neagră de la Cătălin Cojocaru pentru implicarea sa în această manifestare publică a cetățenilor, folosindu-se de nemulțumirile lor pentru a obține avantaje politice. Și evident, bilă neagră domnului Marius Pintilie, pentru că a înțeles să se folosească de această nemulțumire în calitate de om politic. Și se urcă, practic, cu picioarele pe acest demers social pentru a capitaliza politic această nemulțumire. Bile albe au fost oferite aproape la unison de realizatorii TV celor care au ieșit la meeting pentru a-și expune public nemulțumirile, deoarece au tras un semnal de alarmă asupra situației grave din Pașcani. Însă aceștia nu trebuie să uite că părerile tuturor trebuie respectate, inclusiv ale celor care nu sunt de acord cu ele. Bila albă pășcănilor care au ieșit la meeting, indiferent cu ce gânduri ați ieșit, sincer, indiferent cu ce gânduri ați ieșit, cu ce convingere ați ieșit, cu ce convingere ați plecat, deci, indiferent, meritați o bilă albă pentru că, repet, un astfel de demers este desalutat, mai ales la Pașcani. Eu nu sunt. Bilă albă tuturor cetățenilor care își manifestă cumva nemulțumirile, chiar și celor care vin la meeting, tuturor cetățenilor care caută răspunsuri, de exemplu a cetățeanului care din scara lui domnul Moțatu s-a dus să se branșeze singur și a umblat la RAGCL și a făcut tabele și s-a dus și a umblat omul că vrea să-și rezolve problema. Bile albe au fost oferite și celor care s-au implicat cu insistență încercând să găsească răspunsuri și soluții de la autoritățile locale, indiferent pentru cei care și-au exprimat nemulțumirile în rândul unei proclamații la meetingul de duminică. Bile albe. O să fie poate surprinzătoare
alegerea mea, bila albă îți dau ție. Pentru că nu noi, ci tu ai fost cel care te-ai implicat în găsirea acestor răspunsuri și, dragi cetățeni, acest demers a fost făcut, vreți nu vreți, pentru dumneavoastră, da? Că vreți sau că nu vreți să recunoașteți, ați pus niște întrebări. Dacă interesul era să găsiți răspuns la ele... Dacă nu insistam astăzi cu 100 de telefoane, nu aveam niciun cuvânt. Niciun cuvânt. Nimic. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ori este o rușine. Cum să nu ieși și să nu explici? Sau să spui, prietene, îmi pasă. Este un mod de a-ți arăta cât-ți pasă. Amintind că realizatorii de emisiune la TV Bit încearcă să găsească pentru cetățeni răspunsuri și soluții la problemele cele mai importante care vizează comunitatea, iar odată pe săptămână, în emisiunea Pulsul Zilei, când se face sinteza evenimentelor, se oferă distincții simbolice persoanelor sau instituțiilor prin acțiunile lor și își pun amprenta pozitiv sau negativ asupra celor din jur. Atenție mare dacă vreți să vă debranșați de la sistemul centralizat de încălzire. Regia de termoficare din Pașcani a început să facă plângeri penale la cei care intervin neautorizat pe rețeaua de distribuție. Numai anul trecut s-au înregistrat 80 de astfel de cazuri. Lista a fost deja transmisă primăriei Pașcani pentru ca autoritatea locală să constate pagubele și să-i sancționeze pe cei în cauză. Mai mult, un locatar de la blocul C19 a fost dat pe mâna poliției pentru distrugere. Cum spuneam, avem un caz pentru care am fost nevoiți să solicităm intervenția poliției să facă cercetări, am făcut o plângere penală, este vorba de un bloc de locuințe din zona Gării de pe 1 decembrie, blocul C19, unde s-a intervenit neautorizat în căminul nostru, unde avem contoarele termice, s-a golit instalația, s-a tăiat, s-a intervenit în domeniul public-privat, deci este o infracțiune, este o ilegalitate. Cel care a comis va suporta consecințele legii. Numărul de cereri de renunțare de la sistemul centralizat de încălzire este din ce în ce mai mare. Numai în ultimele săptămâni de zile au fost înregistrate 90 de solicitări, iar sezonul de debranșări este abia la început. Reprezentanții regiei spun că nu pot fi aprobate decât dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Pot fi făcute astfel de lucrări doar în blocurile unde cel puțin jumătate dintre locatari au centrale de apartament și numai cu acordul vecinilor, acolo unde sunt pereți comuni sau al asociației de proprietari. Anul acesta avem până în acest moment 90 de solicitări din partea cetățenilor, solicitări de debranșare. Și aș dori să vă spun că din aceste 90, 28 sunt solicitări cărora le-am dat curs. Celelalte sau restul sunt solicitări pentru care noi nu dăm aprobare, iar dacă cumva locatarii se vor debranșa, atunci considerăm ca fiind debranșări ilegale și vom fi nevoiți să facem cesizare către Consiliul Local, către primărie, pentru că în conformitate cu legea 325 care guvernează serviciul nostru de alimentare și furnizare cu energie termică, toate debranșările pe care le constatăm ilegale le trimitem către Consiliul Local, cel care este în măsură să constate împreună cu Poliția Locală și să ia și măsuri. Lucrările de debranșare pot fi executate doar de specialiștii regiei, costurile fiind de 100 de lei cu aproximație pentru fiecare cameră de apartament. Acolo unde au fost făcute debranșări ilegale, regia nu mai intervine ca până acum pentru constatarea și sigilarea rețelei. Dacă într-o scară de bloc mai bine de jumătate dintre apartamente sunt debranșate, atunci solicitantul este îndreptățit sau poate cere debranșarea. În condițiile în care se achită debitul datoria la zi, în condițiile în care se achită o taxă de debranșare care este în funcție de numărul de calorifere, în funcție de numărul de camere, trebuie să mai aducă un tabel cu acordul proprietarilor, asociației de proprietari și cu acordul vecinilor, pentru că se poate crea un disconfort termic prin debranșare. Când spun vecini, înseamnă și vecinul de deasupra și cel de desubt și din vecinii din pereții laterali. Reprezentanții primăriei spun că deocamdată nu a fost făcut nimic cu lista debranșărilor ilegale, însă deoarece ar fi trebuit înființată o comisie tehnică care să constate și să analizeze astfel de situații, problema ar urma să fie rezolvată în câteva săptămâni, susține purtătorul de cuvânt al primăriei. Vă transmit că am discutat cu cei de la compartimentul ce este responsabil de acest lucru. Se va organiza o comisie în perioada următoare în primăria municipiului Pașcani, comisie ce va fi formată de un membru de la RAGCL, un membru al primăriei municipiului Pașcani și cât un membru al Poliției Locale. Această comisie va avea rolul de a găsi aceste puncte în care cetățenii s-au debranșat ilegal și pentru a lua măsurile legale.
Menționăm că regia pășcăneană de termoficare a rămas doar cu 3.800 de abonați la sistemul centralizat de încălzire din aproape 9.000 de apartamente. Numărul lor este în continuare scădere pentru că locatarii preferă centralele de apartamente și prețul gazului este în continuă creștere. Primăria Pașcani mai angajează un jurist pentru a face față problemelor cu care se confruntă. Anunțul de recrutare a fost publicat pe site-ul instituției, iar concursul este programat să aibă loc peste o lună de zile. Proba scrisă, iar interviul pe 20 iulie de la ora 10. Cei interesați pot să depună dosarele la secretariatul primăriei până pe data de 6 iulie, ora 16. Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții de participare, cum ar fi studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani de zile în domeniu. Un nou concurs de recrutare va avea loc la Primăria Municipiului Pașcani. Vă spuneam și cu alte ocazii că sunt în continuare compartimente din cadrul și servicii din cadrul primăriei ce suferă din lipsă de personal. Astfel, iată și la compartimentul juridic va fi scos un post la concurs. E vorba de consilier juridic clasa 1, grad profesional principal din cadrul compartimentului juridic și contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Pașcani. Concursul va avea loc în data de 16.07.2015, ora 10 proba scrisă, 20.07.2015, ora 10 interviul. Cei care sunt interesați pot să depună documentele în vederea scrierii la concurs până pe data de 6 iulie 2015 la ora 16. Toate detaliile în ceea ce privește concursul sunt afișate deja pe site-ul www.primariapascani.ro, cât și la sediul instituției se găsesc detalii despre bibliografie, documente și așa mai departe. Bibliografia este disponibilă pe site-ul primariapascani.ro la secțiunea anunțuri. Menționăm că noul jurist ar urma să preia locul vacant în urma transferului la REA GCL a fostului funcționar public Lucian Cojocaru. Până la sfârșitul lunii august, grădinițele de stat din Pașcani vor fi deschise prin rotație pentru a veni în sprijinul părinților care nu au unde să-și lase prichindei în vacanța de vară. În urma unui orar bine stabilit, grădinițele cu program prelungit din oraș au afișat deja graficul la fiecare sediu al instituției de învățământ. Ne-am consultat cu grădinița cu program prelungit numărul 3 din zona Gării și programul grădinițelor cu program prelungit din municipiul Pașcani va fi următorul. În perioada 1-17 iulie va funcționa, deci va fi deschisă grădinița cu program prelungit numărul 3 Pașcani. În perioada 20-24 iulie, deci grădinița PP2, în perioada 27-31 iulie, grădinița PP1 Pașcani. În perioada 3 august, 7 august, PP2 Pașcani. În perioada 10-14 august, PP1 Pașcani. Și în perioada 17-28 august, grădinița cu program prelungit numărul 4 Pașcani. Părinții trebuie să scoată din buzunar 15 lei pe zi, bani care vor fi cheltuiți pe mâncare și activități distractive educative. Pentru ca grădinița să funcționeze, trebuie să fie înscriși 15 prichindei. Mai mult, părinții trebuie să demonstreze că nu au restanțe la plata grădiniței și banii trebuie plătiți pe toată săptămâna. În urma consultării corpului profesoral, cadrelor didactice și a Consiliului de Administrație, am stabilit și unele condiții pe care trebuie să le îndeplinească părinții care aduc copiii în această perioadă. Una din condiții este să nu aibă restanțe, să nu fie restanțieri nici la o grădiniță. Mă refer că ei se pot roti în cadrul acestei perioade și vor aduce o adeverință de acolo, precum că nu, că și-au achitat taxa la zi. Să fie un număr de minimum 15 copii. Menționăm că în Pașcan funcționează o grădiniță particulară care va avea același program ca până acum în timpul verii. Mai exact, începând cu orele 7:30 până la ora 18, vă puteți lăsa prichindelul care va beneficia de toate condițiile, de la hrană până la lecții și jocuri. Pentru o lună de zile, prețul pornește de la 450 de lei.
Cu o săptămână înainte de vacanța de vară, școlile și grădinițele freamătă de bucuria sărbărilor. S-au împărțit roluri de prințese, regi, flutura și buburuze, iar copiii se întrec să-și spună poeziile și replicile. Cu un asemenea program s-au pregătit și prichinteii de la grădinița cu program prelungit numărul 2 din Pașcani, care cu micul mare și-au dat întâlnire în afara orașului la sfârșitul săptămânii trecute. Grupa de preșcolari mugurași au susținut un mic spectacol în fața părinților și a bunicilor. Ce suntem? Înțelesul nu ne cunoaște, pentru că noi facem neîncertat, că s-a vădăt, s-a neîncertat. Suntem mari, suntem mari, în curând vom fi școlari. Suntem mari, suntem mari, în curând vom fi școlari. Pentru această distracție, părinții au scos din buzunar 50 de lei, unde a fost inclusă masa cu tot cu tort, plimbarea cu poneiul și cu ATV-ul, dar și liber la parcul de distracție de la cabana vânătorească din pădure la Moțca. Așadar, după câteva ore, prichindei au plecat acasă fericiți și osteniți. Sărbările vor continua până pe 19 iunie, când toți copiii intră oficial în vacanța de vară. Un bărbat a luat bătaie 2 zile la rând de la un tânăr din comuna Moțca. Se pare că totul a pornit de la o femeie, conform datelor de la poliție. Acum Florin Hutu umblă prin spitale după ce, în urma altercației, o mână i-a fost fracturată și pusă în gips de către medici. Poliția a fost sesizată și în cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală. Nefericitele momente s-au petrecut la sfârșitul săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Aici la Boreni, vineri, la ora 12:01 aproximativ, l-au prins pe cineva în drum pe Hutu, Florin, acum nu știu că îi spune Florin, că îi spune altfel, dar Hutu, care a fost internat la Pașcani, a venit salvarea și l-a dus la Pașcani, după aia vineri, l-a prins iar în drum, i-o rup mâna și o băgătijă, au ieșit 40-50 de persoane, au ieșit cu coasă, cu furci, cu petroaie, o spart un BMW, eu spart parbizul din față la mașină, iar poliția de la Moscova a fost, o bătut și poliția cu petroaie, o bătut și salvarea care a venit, ambulanța. Pentru a plana conflictul la fața locului au fost solicitați agenții de poliție de la postul de poliție din comuna Moțca prin apelul unic de urgență 112. La data de 13 iunie anul curent, în jurul orei 17:30, poliții și postul de poliție Moțca au fost sesizați prin 112 despre faptul că un bărbat de 33 de ani ar fi fost agresat fiind transportat la spital. În cauza a fost întotdeauna dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. De asemenea, din primele verificări efectuate a rezultat faptul că respectivul conflict ar fi pornit de la o femeie. Polițiștii au aplicat și sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice, iar în cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală. Cercetările continuă. Un tânăr a fost bătut în această dimineață de a ajuns pe mâna medicilor de la compartimentul de primiri urgențe din incinta Spitalului Municipal Pașcani cu fractură de mandibulă. Bărbatul în vârstă de 22 de ani din comuna Ruginoasă a primit un picior în față de la prietenul lui în urma unei discuții contradictorii. Victima a fost adusă cu ambulanța la unitatea medicală din Pașcani și a fost supusă unor analize, iar în urma radiologiei s-a constatat că are fractură de mandibulă. În cursul acestei dimineți, în compartimentul de primiri urgențe, s-a prezentat un pacient în vârstă de 22 de ani din Pașcani cu traumatism craniofacial prin agresiune. În urma investigațiilor radiologice s-a decelat o fractură de mandibulă. Pentru control amănunțit a fost transferat la clinica bucomaxilofacială de la Iași, unde va fi supus și unei intervenții chirurgicale. Conform procedurii, pacientul a fost dirijat la bucomaxilofacială Iași, unde va fi va primi tratament de specialitate, cel mai probabil se va face osteosinteza focalului de fractură și urmată, bineînțeles, de recuperarea acesteia. Menționăm că zilnic la compartimentul de primiri urgențe din Pașcani, din incinta Spitalului Municipal, ajung pentru îngrijiri medicale persoane care au fost victime ale agresiunilor. De puține ori însă victimele fac sesizare la poliție.
Fotbaliștii juniori de la A1, ce aparțin Clubului Sportiv Municipal Pașcani, au reușit să se califice la faza zonală a turneului național după ce au dat numai puțin de 11 goluri în poarta echipei Aerostar Bacău tur-retur, meciuri ce au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. În primul meci ce s-a jucat la Bacău, fotbaliștii pășcăneni au dat 8 goluri. Reușitele au aparținut lui Gabriel Buduroi, Răzvan Rusu, Teo Ignea, Bogdan Nuțescu și Gheorghe Nemțanu. Săptămâna trecută Clubul Sportiv Municipal a avut o dublă cu echipa Aerostar Bacău, contând pentru faza interjudețeană la Juniori A1. În primul meci care l-am disputat la Bacău am reușit să câștigăm 8-0, iar meciul de acasă am câștigat cu 3-0. Meciul retur dintre cele două formații s-a jucat sâmbătă pe stadionul municipal. Scorul final a fost de 3-0 pentru echipa din Pașcani. Am vorbit cu Marian Moldovan să aducă astea de la Iași. Așadar, după aceste meciuri, echipa de fotbaliști juniori A1, ce aparține Clubului Sportiv Municipal Pașcani, este una dintre cele mai bune echipe din țară. Antrenorii au așteptări mari de la fotbaliști, mai ales că la sfârșitul săptămânii se va juca faza zonală cu echipe din Satu Mare, Buzău și Suceava. Ne-am calificat pentru faza de zonă, care se va disputa la Rădăuți. Se va juca sistem campionat, câștigătoarea care va reuși să adune cele mai multe puncte, se va califica la faza națională pentru juniori A1, care se va disputa la București în perioada 24-25-26 iunie, la complexul Buftea. Dacă se califică și aici, juniorii din Pașcani vor juca semifinala de la București. Elevii sunt pregătiți de Șerban Neamțu și Dan Condurache.